Domnilor și domnilor, în continuare o discuție specială cu Andreea Marin. În această seară suntem doar pe Metropola TV, în acest moment. Ai stat toată pauza și ai conversat. Bănuiesc că, mă rog, nu, cu iubitul sau primesc cu foarte Violeta, frumoase mesaje de la cei care urmăresc emisiunea aceasta, dar să știi că eu n-am anunțat pe nimeni. Da, și le răspund. Uite, acum sunt în față cu mesaj de la Mircea Radu. Vrei să vezi la ce Mircea scrie? Andreea, felicitări, caldă, umană, impresionantă, fermă. Așa ești la emisia lui Mădălin. O plăcere să vă urmăresc. Mulțumim, Mircea. Mulțumesc și eu. Da. Nici nu m-aș fi gândit. E unul dintre oamenii de televiziune pe care îi apreciez foarte mult și, chiar îi mulțumesc. Vorbisei despre business-ul pe care urmează să-l faci, dar vorbeam despre o decizie pe care ai luat-o la un moment dat de a apărea în aceeași emisiune cu Mihai Rădulescu, cea cu care, din păcate, practic, de-a lungul timpului ai avut câteva momente destul de dure, sau cel puțin dinspre ea au apărut astfel de... Corect, abia aici ai punctat. În presă. Da. Păi nu, că sunt un om cinstit, adică nu, și asta vreau să fac până la capăt. Au apărut de altfel și în presă, la un moment dat, niște pasaje din convorbiri pe care le avea cu soțul de atunci legate de tine, în care a fost un apelativ grozitor. La un moment dat ai prezentat chiar un SMS pe care l-ai primit de la ea, în care ți-a spus că ești în timpul unei campanii. Nici nu mai țin minte. Unei campanii umanitare, caz, da. În orice caz. Care spunea că ești cel mai jos pe care l-a întâlnit vreodată. Știi cum viața le rezolvă pe toate... Până la urmă, fiecare e la locul său. Am înțeles, dar... Cum îți trăiești drumul în viață? Dacă este într-adevăr omul din televiziune, din media, care te-a enervat cel mai tare de-a lungul timpului? Nu pot să-mi dau seama dacă m-a enervat cel mai tare, dar... Sau te-ai indispus? Sau... Pur și simplu... Da. Nu mi-a făcut plăcere să văd atâtea... În ciuda încercărilor mele de a fi un om civilizat, de multe ori nu am avut cu cine. Cu toate astea i-a apărut în emisiunea care a fost la ProTV. Emisiunea nu era emisiunea ei. Așa. Dar fiecare și avea rolul său bine determinat, a avut nicio importanță pentru mine că e sau nu în emisiune. Eu am primit un rol ca jurat, am fost întrebată dacă îmi doresc asta, mi-a fost prezentat proiectul, mi s-a părut interesant. Îmi place dansul. Bănuiesc că nu ți-a fost ușor să iei decizia aia, să faci... Ba mi-a fost foarte ușor. Sunt un profesionist. Nu decid în funcție de altcineva care apare pe acolo. Ai pus niște condiții. N-are nicio relevanță treaba asta pentru mine. Eu sunt foarte stăpână pe mine. Îmi cunosc valoarea și posibilitățile ca profesionist. Deci nu trebuie eu să mă sperii de nimeni. Nici gând. Da, în mod normal, emisiunea era o posibilă cale... un posibil canal de umanizare a relației voastre. Adică, în mod normal, așa ar fi trebuit. Eu am fost umană tot timpul. Nu pot să spun că nu. Astea, bănuiesc... Și chiar am încercat să fac lucrurile să meargă. Dar după o asemenea apariție în presă... Pentru mine a fost șocant. Da, șocantă. Ce să mai zici? Poate că unii oameni au uitat. Dar nici n-am o plăcere în a sublinia ce a spus atunci Mihaela Rădulescu. Dacă n-ai, mai bine lasă discuția așa cu soțul ei. Dar mi se pare rar. Adică mi se pare... Eu n-am mai auzit așa incredibil, ceva, da, incredibil. A folosit apelativul vita aia de Marin. Și vreau să te întreb de ce ai enervat-o atât de tare. Păi tot acolo scria. Scria că avea un promo mai superficial. Că aveam o realizare. Decât promo care ți se făcuse ție la televiziunea pe care o menegeria sau asta o deținea soțul ei în acel moment. Atât a putut ea gândi în acel moment. E alegerea ei. Eu... Ce ai simțit în momentul în care ai văzut în presă... Eu nu știam, deci mi-am văzut de drumul meu și bine am făcut. Ce ai simțit în momentul în care ai văzut în presă acel pasaj? Când ai văzut cam cum se adresează în intimitate pe undeva? Că intuiția mea e bună. Eu văd oamenii așa cum sunt. Întotdeauna. Deci înțeleg că n-ați depășit cumva, emisiunea de la ProTV nu v-a făcut să vă mai apropiați și să... Dar nici n-am căutat să fac nimic special. Eu eram acolo să-mi fac treaba mea, nu să mă apropii sau nu de unul sau altul. Nu ăsta era scopul meu. Nu. A fost și gata. Mi-am văzut de proiectul meu și de treaba mea. Eu pentru asta eram acolo. A mai existat un om în televiziune care, nu știu, să ți se pară cel puțin la fel de... intruziv sau deranjant? Atât de intruziv, nu.
atât de ambițios în... Perseverent. În perseverent, ani de zile, în a încerca să mă trag în jos, pur și simplu. Nu, n-am mai întâlnit pe cineva atât de obsedat până la urmă de persoana mea. Nu. Da. E trist. Sunt sigur că oamenii care nu v-au văzut, sau, mă rog, cei tineri, foarte tineri, acum poate nu știu cât de puternică era competiția. Nu era deloc o competiție. Audiența mea era uriașă față de audiența, nu știu, emisiunii de duminică de atunci, care avea, era mult mai mică, adică nu se puteau compara. Deci nici măcar nu era o competiție, nu eram pe același tron sonorar. Era pur și simplu o chestiune, cred eu, de mă simțea ca o femeie care îi amenință întâietatea sau ceva de genul ăsta. Nu pot să-mi explic, fiindcă eu n-aș putea să gândesc la fel. Deci nu mă pot așeza cu totul în papuci. Dar apropo de celebritate. Eu cred că fiecare are drumul său și poate fiecare e loc sub soare pentru toată lumea. Fiecare poate să-și urmeze propria cale și împreună putem cu toții să facem lucruri bune. Pentru că poate pe unii... e nevoie de asta, știi? Poate pe unii celebritatea îi, nu știu, dacă malformează sau îi modifică radical în sens negativ. Ai avut momente în care ai simțit cu ei un pic razna între ghilimele? Deloc. Din cauza celebrității? Drama trăită de mine în copilărie m-a ținut tot timpul cu picioarele pe pământ, m-a făcut să văd realitatea așa cum este, să-mi păstrez bunul simț. Nu, deloc. Nu m-a transformat deloc succesul într-un alt om. Că asta este o întrebare firească, până la urmă, și importantă. Nu, nu. Da, sunt conștientă de valoarea muncii mele, dar nu trăiesc undeva cu capul în nori. Nu. Nu te-ai pierdut niciodată pe parcurs? Nu. N-ai ajuns să rănești oameni pentru că ești celebră și că totul se învârte în jurul tău? Întotdeauna mi-amintesc de rădăcini. N-am de ce să fac asta. Și mă simt mai bine așa. Mă simt bine cu picioarele pe pământ, să știi. A trebuit să te maturizezi de mică, mă rog, cumva, pentru că... Brusc. În perioada aia era cei care nu știu, oricum, bărbații în general nu se ocupau de creșterea copiilor. Adică foarte puțin. Erau mulți care trăiau pe șantierele țării și veneau acasă duminica. Poate că cei de astăzi nu știu, dar veneau acasă duminica și veneau câteva ore și atunci când veneau trebuia să se ocupe și de soții și de familie și de orice. Și nu era cazul tatălui. Nu mai aveau timp. Dar în cazul tău nu era, așa. Nu era... Da. De om. Am depășit momentul cu Mihaela Rădulescu. N-are rost să mai vorbim despre asta. Vreau să te întreb, că ajungem și la copil, la Violeta. Știu că la un moment dat ai spus că ai adoptat un băiețel din China și o fetiță din Nigeria. A fost o adopție la distanță, cu totul altceva. Asta ce înseamnă? Există organizații internaționale. Eu am aflat într-o incursiune a mea ca ambasador UNICEF în Africa de existența acestui tip de organizație, când în Niger, cred, pe aeroport eu plecam, venea un fotbalist foarte cunoscut din Franța să facă o astfel de adopție la distanță. Sau o făcuse printr-o organizație internațională numită Plan International, poate fi găsită, cine își dorește să facă un bine o poate face alături de ei. Ce fac aceste organizații? Vorbesc despre zone extrem de sărace sau în care au avut loc, știu eu, cutremure, necazuri mari, da? Și acolo rămân copii sau sunt familii care pur și simplu nu pot ieși din zona aceea de sărăcie, oricât de mult și-ar dori, care poate fi o zonă searbădă, cu secetă, cu, fără roade, să spun așa. Și atunci, acei copii sunt luați sub îngrijirea unei organizații care strânge bani de la oameni din întreaga lume ce își doresc să devină părinți adoptivi la distanță. Și ce faci? Lună de lună trimiți o sumă, poți să-i scrii scrisori. Trimiți pe o anumită perioadă sau? Cât îți dorești. Eu am ales să fie până la maturitatea copilului. Trimiți această sumă și poți să-i trimiți scrisori,
la un moment dat m-am dus în vizită, am fost în China în vizită, da? Ca să cunosc acest copil, ca să văd satul cum a evoluat, ce se întâmplă de banii pe care îi trimiți. Tu nu îi trimiți direct copilului, îi trimiți organizației și organizația face un plan de dezvoltare al satului, să spun, din care e copilul. Și bănuții ăia se acumulează într-un fond alături de bănuții care vin de la mulți alți părinți adoptivi la distanță din lume. Și ei fac un plan de dezvoltare pentru tot satul. Deci banii tăi nu se duc direct la acel copil, ci au construit, de exemplu, latrine în tot satul. Au construit școală, nu exista școală acolo. Tot felul de, de prime necesități ce lipseau au fost acoperite, s-au dezvoltat, au investit în educație și acei copii au avut șansa apoi să plece spre lumea largă pentru a se împlini. Asta fac părinții adoptivi la distanță. Apoi dacă vor să se implice și la nivel personal mai mult, adică să le scrie acelor copii, să-i viziteze, cum a fost cazul meu, pentru ei contează mult mai mult, îți dai seama. Da. Este important, dar este băiețelul pe care l-ai adoptat? Cu fetița nu am poze, n-am postat. Cea din Nigeria. Așa, da. Interesant, bănuiesc că e major acum? Acum e mare, da. Sigur, mare. Da. E un sistem interesant ăsta, pentru că știu că s-a mai întâmplat și Cătălin Botezatul la un moment dat făcuse același gest și vreau să te întreb dacă cum mai ești în legătură cu ei sau dacă îți scriu sau dacă, mă rog... Nu, după mai timp, contactat. Tu le scrii prin intermediul organizației, nu? Doar ți prin se intermediul dă, organizației. Când te duci să-i vizitezi, e controlat acest lucru și e bine făcut așa. Pentru că altfel se pot întâmpla tot felul de lucruri în neregulă, da? Dacă acești părinți la distanță încearcă, nu știu, ceva poate ilegal, apar n-am, ce le dă prin cap altora. Deci e un sistem foarte bine controlat și tu poți face asta doar până la majoratul copilului, să spun așa, prin intermediul organizației. Și așa este și corect să fie. Ți-ai dorit foarte mult copilul tău. O ai pe Violeta, care face 14 ani anul ăsta. Da, e o vârstă interesantă. Și, tu știi mai bine cât e de interesantă. Știu. Mă rog, fiica mea cea mare este foarte cuminte. Mă rog, aici nu știu dacă faptul că a fost crescută de tată a contat atât de mult, dar asta e o altă discuție. Vreau să te întreb dacă ești o mamă permisivă sau, dimpotrivă, mai autoritară. Și una și alta. Depinde de situație. Depinde de speța pe care o discutăm. Sunt un om echilibrat din acest punct de vedere. Nu pot să stau cu gura în fiecare zi pe copilul meu. Îl iubesc și îmi doresc să fie fericit. Dar pe de altă parte, trebuie să existe un echilibru în tot ceea ce facem. Moderația, modestia, bunul simț, rămasul cu picioarele pe pământ, astea sunt valori pe care eu nu le aplic doar în cazul meu, ci și în cazul copilului meu. Îi atrag atenția atunci când simt eu așa că niște cornițe pot crește sau că niște lucruri pot depăși nivelul vârstei pe care îl are și ea știe deja că îi atrag cinstit atenția și că nu poate depăși anumite limite. Nici nu pot să spun că am avut vreo surpriză negativă adică din partea ei. A început să fie mai rebelă un pic. Dar încearcă limitele, pur și simplu. Normal, te testez. Să vadă până unde pot merge. A început să fie mai rebelă? Nu. N-aș putea spune asta. Nu. Este un copil care învață foarte bine, un copil frumos la suflet. E domnișoară acum, încearcă și ea tot felul de lucruri ca toate fetele. Mă întreabă dacă poate merge, știu eu, mai departe cu o încercare cosmetică sau nu. Și limitele sunt stabilite clar în familie. Te-a întrebat și legat de băieți, a pus întrebări. Nu știu. Încă nu. Eu încerc să deschid discuția. Să vezi care e treaba. E destul de tânără încă. Pentru are 13 sunt, ani probabil, la 14 ani sunt fete care sunt mult mai îndrăznețe. Să fie acolo. Am cunoscut la ele acasă. Mai multe situații, da? Da. Nu încurajez îndrăzneala dincolo de niște limite ale bunului. Ei da sfaturi în acest sens? Da, încerc. Încerc. Da. Exact. Nu sunt nici eu vreun specialist. Nu sunt un părinte perfect, dar... Încerc, îmi dau silința și încerc să înțeleg și ei nevoile.
aștept să vină și ea către mine cu dorințe. Ar și ar avea curaj să-ți spună: mama, știi că m-am îndrăgostit un băiat? Ce mă fac? Om vedea, încă n-a fost cazul. Încă n-a fost situația asta. Trăim o perioadă ciudată în care copiii interacționează din ce în ce mai puțin, pentru că suntem într-o plină criză medicală. Și nu știu cum e ea, merge la școală în continuare sau... O săptămână, da, și una, ba. Deci online o săptămână și online se duce fizic acolo. Uh-huh. Cum e perioada asta pentru ea, pentru voi, pentru... E în regulă. S-a adaptat. Internetul e parte din viața acestor copii. Ei nu sunt atât de mirați ca noi. Uneori le place. M-a asigurat, pentru că eu îmi făceam griji ca părinte și încercam să vin către ea și să o protejez cumva excesiv, și ea m-a asigurat că totul e bine, că se simte bine, că se vede cu colegii la distanță, în perioada în care nu mergea deloc la școală. Acum a început să meargă o săptămână, da, și una, ba, și e fericită pentru asta. Deci nu pot să spun că am probleme mari. Eu am văzut foarte mulți puști pe stradă în aceste zile, adică, nu știu, deocamdată nu m-am edificat care sunt principalele doleanțe. E clar că tinerii nu o să agreze restricțiile niciodată, pentru că asta este perioada și nici nu o să-și pună problema. Nu, ea le înțelege foarte bine și le respectă. Însă, e clar că e o perioadă care ne afectează pe toți, mai mult sau mai puțin, și unele chestii pot fi comentate, altele mai puțin, dar am văzut foarte mulți copii pe străzi. Copii, adică de la 12 ani până la 18 ani în aceste care fac ce? Care protestează. Și, cred că e și o chestie care ține de educația de acasă. Probabil că nemai fiind la școală, trebuie să-și ocupe timpul cu ceva. Aici e o problemă. Nu știu ce rezolvă cu protestele astea și ce revendică ei, nu știu. N-am urmărit această principal, poveste. Principal, probabil, ultimele restricții sunt cele care au generat acest val de nemulțumire, dar care se așează pe un fond mai larg, mai amplu. Dar ce e așa o mare nemulțumire că trebuie să porți o mască? Asta nu prea înțeleg. Asta cu masca nici eu nu o comentez aici. Adică, până la urmă, te gândești și la sănătatea ta și la a celorlalți. Adică nu mi se pare un sacrificiu atât de mare când mor oameni zi de zi. Dar, mă rog, e doar părerea mea. Mor oameni și... Drumul meu e să respect motive. Aceste asta cu masca condiții. Nu cred că e principala revendicare. Faptul că se ard în anumite zone măștile ca simbol al restricțiilor în sine, asta e o altă poveste. E vorba de decizii care țin foarte mult, micșorează foarte mult timpul de deplasare al oamenilor în afara casei. Da, dificultăți. Asta e o problemă. Creează dificultăți. Și... Mie, cel puțin, mie, chestia asta cu ora 18 mi se pare o aberație într-o țară ca România. Da, nu la magazin. Nu am înțeles-o, dar poate nu prind eu. Poate există o motivație și nu înțeleg eu. Nu au explicat-o prea bine. Asta pentru că până la urmă, poate am avea nevoie să ni se explice, poate că, sau poate n-am prins eu știrea respectivă care explica lucrul ăsta. Pentru că până la urmă, dacă am timp mai puțin în care mă pot duce să-mi fac cumpărăturile, nu fac decât să dau de o înghesuială mai mare. Exact. Deci care-i rostul? Logic. Nu. Nu, asta e cu ce ne ferește faptul că... Probabil că a fost o chestie de aia de lăutărie politică, în sensul de a imita anumite decizii luate în alte state, în care există totuși... Cred că suferă și business-urile care vând ceva, nu e așa? Exact. Aici n-am prins. Eu am zis că eu aș ține magazinele non-stop deschise. Adică, tocmai pentru a crea o lejeritate din punctul ăsta de vedere și nu o obsesie. Așa se înghesuie toți în weekend, oricum în timpul săptămânii nu mai apucă cei care lucrează. Înghesuiala iarăși, nu e o prostie. O treabă bună. Adică dacă unii au luat o decizie imbecilă, de ce să o iei și tu? Sau o decizie dar poate proastă? Nu înțeleg eu, poate există o altă motivație, poate e o treabă medical, studiată și nu am prins eu care e... Subtilitatea. Vreau, în schimb, să te aduc spre zona asta. Știu că te-ai vaccinat. Da, am făcut prima parte. N-ai ajuns la a doua doză sau rapel, nu? Trebuie să mai treacă puțin timp până când sunt programat. Știu că ai făcut... Acușica. Ai optat pentru AstraZeneca. Nu, n-am optat. N-a fost o alegere a fost, mea. Pur și simplu, așa s-a nimerit. Așa s-a nimerit. Da. Practic, trebuie să faci tot AstraZeneca în a doua fază, nu? La rapel. Germania tocmai a suspendat. Forever, mi se pare. Ce puțin așa pare în acest moment. Am auzit de tot felul de lucruri. Administrarea acestui vaccin. Și vreau să te întreb dacă nu ți-e teamă de faza a doua. Pentru că pare să fie o loterie cumva în acest oricare moment. Dintre vaccinuri, până la urmă, înseamnă un risc. Înseamnă și un risc. Dar mi se pare la fel de important riscul de ca populația să nu facă vaccinul. Pentru că
vaccinul are un rost. L-am cerut dacă e vaccin. Noi, populația. Dacă da. E vaccin. Am avut, de exemplu, medic legist invitat, un profesor da. Universitar de excepție invitat acum câteva zile aici și care ne-a atras atenția, citind definițiile vaccinului, că aceste produse care ni se administrează în acest moment nu prea se încadrează în cele mai multe dintre definițiile vaccinului. Și este primul medic legist din România care a făcut niște autopsii, adică sunt mai mulți colegi de lui care au făcut și care vorbește despre autopsiile de profil pe care le-a făcut celor decedați cu ștampila COVID și care atrage atenția asupra faptului că aceste substanțe, de exemplu, sunt de fapt niște produse farmacologice. Așa, și? Și că în mod normal nu se fac în timpul unei epidemii, se fac preventiv sau la final. E o altă discuție. Aici sunt tot felul de oameni care se dispută la nivel științific. E o treabă prea specializată și evident. Nu pot să judec. Eu vreau să te întreb dacă ți-e teamă de a doua fază, ținând cont de scandalul... Există o doză de nesiguranță pe care o avem, pentru că, da, practic, firește, treaba s-a făcut pe repede, înainte. Dar am totuși și încredere în oamenii de știință care... Te rog. Îmi doresc să cred că știu ei ce fac. În orice caz, ce nu e bine este să vedem oameni murind în continuare. Adică nu putem nici să... stăm cu brațele încrucișate, să nu facem nimic? Hai să nu facem nimic. Și unde ajungem? Adică e o chestiune de mediere între teama noastră de necunoscut și teama noastră că am putea în orice zi să contactăm virusul. E o decizie a fiecăruia. Am discutat cu foarte mulți medici, n-are rost vorba ta să intrăm în foarte multe detalii de acest gen și sunt unii care cred că... Voi face și rapelul. Este clar că dacă le-ai făcut pe primul, vei face și rapelul. Sunt unii care consideră că puteau fi folosite tratamente antivirale în prima fază și vaccinurile să vină pe final când epidemia scădea. Dar ne vom lămuri probabil peste ani de zile. Nu mai știi cum e. Ne vom lămuri peste ani de zile. Acum însă e o perioadă foarte complicată. Vreau să te întreb... Tu ai făcut practic, vaccinul? Cum? Tu ai făcut vaccinul? Nu, eu am o problemă și am povestit-o. În afară de faptul că sunt circumspect, am avut un episod foarte complicat în copilărie când am... Am avut boala serului, nu știu dacă ai auzit de ea. Cum se numește? Boala serului. Am făcut o alergie cumplită, aproape în șoc anafilactic, de la niște seruri care se administrau tocmai în infecții virale. Și sunt alergic. Sunt alergic. Da, ești întrebat atunci când mergi să verific, faci. Trebuie să verific foarte atent. Am vorbit cu mai mulți medici, mi-au cerut niște teste. Mi-au sugerat să fac teste alergologice complete, care nu sunt atât de simple. Adică durează, sunt niște etape. Eu am spus, dacă voi avea siguranța că aceste vaccinuri sunt ok, unul din ele, mă voi vaccina. Dar până atunci chiar trebuie să verific o mulțime de parametri, pentru că nu-mi permit să dispar. Bineînțeles. Să dispară, lăsând în urmă niște copii care totuși așteaptă ca tatăl lor să mai fie pe pământ o perioadă, pentru că vârsta îi permite. Așa. Adică vreau să fiu sigur că pot să fac acest vaccin. N-am nimic împotriva vaccinurilor, eu mi-am vaccinat copiii. Am mai povestit situația lui Filip, băiatul meu, care dacă... Mă rog, care dacă ar fi avut un vaccin la dispoziție atunci când el a contractat un virus, poate era astăzi un copil normal și n-ar fi avut aceste dificultăți. O altă poveste. Bun. Ce crezi că, vorbeam de Violeta, spre ce e mai înclinată? Ce gen de, nu știu, domeniu, umaniste sau tot așa ca tine spre... Una și alta. E un om echilibrat așa ca și mine. Iubește și e foarte bună și pe partea aceasta de matematică, dar limbile străine sunt talentul ei, aș putea spune. E bine dezvoltată și pe partea artistică. Nu este momentul alegerii finale. O să vadă și am încredere în ce va simți ea că îi se potrivește. Te gândești să dai vreo emisiune pe canalul ăsta al tău online? Nu. Nici gând. Va face ce va simți ea și când va simți ea. Iar eu o voi susține. Nu trebuie să o împing eu pe o anumită direcție. Ea e înclinată spre sport? Că tu ai făcut handbal, adică ai avut... Da. Și face sport. Da. Acum, mă rog, de când cu pandemia asta totul e mai cumpătat, dar da. A început cu fotbal feminin. Fotbal feminin? Da. Deci nu pot să cred. Face fotbal feminin? A fost poate... și în campionate, da. Campionate. Poate să ajungă să facă și o carieră din asta? Nu cred. Te-ar deranja? Nu cred. Nu m-ar deranja, dar nu cred. O văd că este foarte
Că au ajuns, de, au apărut și campionatele de mondiale la fotbal feminin. Da, 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 este foarte dezvoltat. Sigur că da. Sunt deja vedete în zona asta, pe planetă. Și e foarte frumos, de ce nu? Tu ai făcut handbal de performanță? Da, aș putea. Adică ai fi putut să ajungi handbalist. De ce n-ai urmat? Dacă nu mi-ar fi plăcut școala mai mult. Oricum, pe vremea aia era cam... Mi-a plăcut și școala, nu doar sportul, da. Pe vremea era mai ciudat să alegi sportul, că părinții nu prea te lăsau, adică era... Nu era cazul meu, tatăl meu făcuse baschet, mă susținea foarte tare, însă mi-a plăcut și cartea. Și mi-am dorit să merg înainte și pe această direcție. Sportul poate fi făcut de plăcere în continuare, chiar dacă tu te îndrepți spre, nu știu, un alt domeniu. Da, asta este evident. Nu știu cât timp mai ai de sport acum, dar ca să nu prelungim foarte mult discuția în seara asta... Acum mi-am luat acasă ce-mi trebuie să fac sport ca să nu mai... Știu că și ești cu grădina acasă, ești cu... Da, abia aștept să vină primăvara cu... și să, ce să avem ai roadele. Ai pe bandă, roadele să noastre. De gantere acasă? Sau te... Da, 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 da. Mi-am luat bandă acasă ca să nu mai încurc cu sălile care bas închise, bas deschise. De multe ori banda devine mobilier acasă, nu știu de ce, dar... Nu, nu, nu. Nu, nu-i dau voie. Ți-ți de ea. Da. Apoi am tot felul de mici unelte, greutăți, în fine, stepper și așa mai departe și dacă vrei, faci. Faci sport împreună cu iubitul tău sau aveți o Da, 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 și el face, da. Și el face. Uh-huh. E mai bine să lucrezi, e mai motivant să faci în același timp cu partenerul. E mai motivant și, cum să zic, să mănânci sănătos alături de partenerul de viață sau de copilul tău, adică ne luăm unii cu alții și ne e mai ușor, nu? În fața unor restricții sau atunci când vrem să ne impunem o disciplină. E mai ușor dacă toți din casă fac la fel. Apropo de cuplu, te-am întrebat la un moment dat, într-o ediție mai atipică pe online, în timp ce mâncam, dacă zânele fac sex. Și mi-ai dat un răspuns genial. Și mi-ai zis că... Nu mai știu ce ai zis atunci. Zânele fac dragoste. Numai dragoste. Așa e. Și am zis bine. Trecând peste partea intimă... Ești cu un bărbat mai tânăr. Vreau să spun, pe lângă partea asta, care poate fi percepută, de ce să optezi pentru un bărbat mai tânăr. Dar să știi că nu vezi ce diferența alte... între noi. Deloc. Ce alte... Dacă n-ai ști asta, că știi tu, și dacă ne vezi împreună, nu-i această diferență. Vreau să vedem care ar mai fi avantajul, alt avantaj decât latura intimă și tinerețea. În a alege un bărbat mai tânăr, de exemplu. Care ar mai fi alte aturi sau avantaje? Dar eu n-am ales un bărbat mai tânăr. Eu, pur și simplu așa s-a întâmplat. Să ne întâlnim și după aia am aflat vârsta, nici n-am știut că e mai tânăr. El oricum e în zona asta de politică, de... Nu, nu e în zona de politică, el este în zona de diplomație. Diplomație, da. Altceva, da. Cu politica nu prea mă împac eu, cum ți-am și spus. N-are cum să evite, n-are cum. Un diplomat nu va evita niciodată mediul politic. Până acum a avut. Trebuie să informeze, trebuie să trimită rapoarte. Eu până acum a avut cu succes, deci nu a fost nicio problemă. Nu știu, poate energia pe care o ai, știu eu, la o vârstă mai tânără, dar eu am energia de la 25 de ani, adică eu nu mă simt deloc de 46, că și care ar fi am secretul? Astăzi. Adică ce faci pentru deci a menține acea energie? Cum? Ce faci pentru a menține acea energie? Îmi cultiv imaginația, așa? În primul rând. Muncesc, nu stau, n-am nicio zi în care să stau, îți spun sincer. Poate rar câteodată în weekenduri. Îmi place să fac asta, pentru că munca mea e una creativă, prin excelență. Și atunci și când stai, ce îmbătrânești mai greu. Când stai, ce îți place să faci? Ce te relaxează? Stau cu o carte în mână, să stau cu omul meu drag și să ne uităm la un film bun, să călătorim, dar acum suntem puțin limitați. Grădinăritul îmi place, sportul în aer liber. Chiar, apropo de călătorit, dacă ar fi să alegi o altă țară în care să locuiești? Nu, n-aș alege altă țară în care să locuiesc. Îmi place să călătoresc, dar stând în țara mea. Însă Italia e pe sufletul destinația meu. Favorită. Da? Da, îmi place și partea asiatică, pentru că acolo e, mă rog, o zonă de calm, de natură extraordinară. În fine, fiecare zonă din lume, de fapt, are... bucuriile pe care ei pe care ți le oferă. Farmecul ei. Da, dar Italia e foarte aproape de sufletul meu. Ce ți-a adus iubitul tău, acest bărbat din viața ta și în plus față de toți ceilalți sau numai al lui, un element care e numai al lui? O bunătate ingenuă.
și un spirit constructiv. Clădim foarte bine împreună. E diplomat, mi se pare normal. Nu. Ar putea fi un diplomat fandosit, dar nu e cazul. Adică e un om foarte constructiv. Noi facem lucruri cu mâinile noastre acasă împreună, ceea ce ne aduce o satisfacție specială. Asta este foarte important. Uh-huh. Da, există, bănuiesc, ca în orice cuplu și posibilitatea unor certuri sau anumite fricțiuni. Îți amintești, de exemplu, ultima ceartă pe care ai avut-o cu el, dacă există? Da, tu crezi că ți-aș spune? Sau? Nu, care ar fi motiv? Sau, zi, alege alta. Păi de ce? Sau de un motiv poți... din care nu vă înțelegeți. De da, exemplu. Da, te poți... Sau pe care puteți avea divergențe de opinie. Contrazice, pur și simplu, pe probleme casnice. Unul vrea așa, unul vrea așa. Unul vede lucrurile într-un fel, unul le place într-un alt fel. Se poate întâmpla. Nu e nimic serios. Pe zona de design ai cum să... Da, eu aș vrea să fiu șefa pe zona de design, dar ce să mă fac că și lui îi place zona asta? Bănuiam, de... Nu, ne potrivim. Chiar ne potrivim. Asta... Și din punctul ăsta de vedere. Asta este foarte, foarte important. Vorbeam și nu mai ținem foarte mult emisiunea, dar aveam o întrebare, de exemplu. Este imposibil să fii perfect în viață și să iei decizii care să nu afecteze pe nimeni. Trebuie să te străduiești să faci asta, să nu faci rău nimănui. Au existat totuși oameni pe care i-ai rănit și cărora ulterior, nu știu, le-ai cerut scuze sau au existat greșeli? Poate fără știrea mea sau fără intenția mea de a-i răni. Nu sunt un astfel de om. Nu-mi doresc să rănesc pe cei din jurul meu. Nu. Și mai era un lucru, văd că sunt oameni care trimit întrebări, mă uitam și eu în pauză. Mă întreb, ce soție a fost? Ce fel de soție a fost Andreea Marin? Habar n-am. Foarte, foarte devotată și cu un spirit așa de sacrificiu. Poate exagerat, poate chiar neînțeles de celălalt la un moment dat. Pot mult. Și nu toată lumea poate mult. Dar nu te-ai săturat, dacă nu ești nu te-ai cu cineva pe același... Nu. Dacă nu ești pe aceeași linie cu celălalt, el ajunge să se simtă cumva frustrat de cât poți tu și nu poate el. Se creează un decalaj, știi? Și atunci nu e bine. Deci, până la urmă, e vorba de o chimie și de o potrivire între oameni. Trebuie să fie amândoi undeva pe acolo sau să se completeze într-un mod fericit. Mai este căsătoria o opțiune pentru tine acum? Sau ai depășit? De ce nu? Dacă se va întâmpla, nu este o provocare pentru mine asta, ci poate fi mersul firesc al unei relații care în timp se va dovedi cea potrivită. Clasica întrebare. Cel mai mare regret al tău? Nu am regrete, așa cum ți-am spus. Nu, singurul regret, dar pe care nu-l pot rezolva, este pierderea celor dragi. Nu a depins de mine lucrul acesta. Altfel, cred că lucrurile se întâmplă cu un scop în viață și unele nereușite te învață să fii mai puternic, sunt lecții pe care le întorci apoi în ceva pozitiv, dacă ești un spirit constructiv și eu asta am făcut. Deci nu am regrete serioase în viață. Cum îți e astăzi să poți să prezinți și emisiuni, să fii și femeie de afaceri, să fii și mamă și iubită? Nu e ușor. Și să mă mai chem și tu la ora asta. Să mai chem și eu la ora asta să fie greu. La ce oră sincer, nu, mâine dimineață la 7 trebuie să fiu în picioare. La ce oră te-ai trezit? Cam asta? Când termină? Vreau să întreb la ce oră te-ai trezit. La mine se vede că m-am trezit mai târziu. Da. La 7 și jumătate azi și am avut filmări zi lumină. Până seara. Da. Pentru că emisiunea începe pe 12 aprilie pe TVR2 și până atunci filmăm câte 3 persoane minunate pe zi. Da. Poveștile lor. Nu e deloc ușor. Suntem mereu pe fugă, nici să mâncăm n-apucăm. Cât a pus să dormi noaptea? Nu te întreb noaptea asta, că dacă te mai țin mult, o să dormi mai puțin. Nu știu, 6 ore, când sunt 7, cât e minunat. Cât îți e suficient? Suficient, nu e niciodată. Nu e niciodată, nu. Aoleu, ce aș mai dormi? 2 zile la rând. Dar nu o să mi se întâmple. De exemplu, dă-mi un norocul ăsta. Acum, dacă am dormit mulți ani între 3 și 5 ore și nu eram deloc afectat, am putut să duc asta ani de zile. La o anumită vârstă, da. Mi s-a întâmplat de schimb să adorm la stomatolog în timp ce îmi scutea cineva. E o uzură la un moment dat care nu e bună. Dar acum, dacă nu dorm 6 ore și jumătate, sunt zob. Aici e o vârstă.
Da, normal. Da, nu, recunosc. E singurul lucru care s-a schimbat. Da, da, da. Singurul lucru care s-a schimbat. Dar 6 ore jumate sunt perfecte. Adică sunt oameni care, dacă nu dorm 8 ore, cam pe acolo sunt distruși. Și eu. Cam pe acolo sunt și eu, da. Pot să mă trezesc după 2 ore să mă apuc să fac o treabă dacă e musai. Să pot să nici nu dorm. N-am dormit 24 de ore. Da, se simte. Adică așa e. Asta este, așa e. Da. Nu mai revin o săptămână după aia. Vreau să te întreb totuși, care sunt niște topuri de final, 1, 2, și te las să te duci acasă să dormi. Care sunt, îți mulțumesc. Da, care sunt cele mai importante trei personalități din România pe care le apreciezi, dacă există așa ceva? Nu mi-ar plăcea să fac un astfel de clasament. Atunci treci în afară țării. Ai nedreptății. Nedreptății pe alții care sunt la fel de buni. Trei femei din România pe care le apreciezi foarte mult. Uite, apreciez foarte mult oamenii simpli, mai cu seamă, care reușesc să rămână pozitivi, dând piept cu viața care nu e blândă cu ei. Am enorm de învățat de la acești oameni, chiar dacă n-au nume sonore neapărat. Am întâlnit, pentru că asta face emisiunea mea, Nu este, nu se poate, scoate la lumină tot felul de oameni, cei mai mulți dintre ei necunoscuți publicului larg, pentru care nu există, nu se poate. Indiferent că e cerul înnorat, că e un an de pandemie, că se trece printr-o groaznică perioadă din punct de vedere financiar, al sănătății, oamenii aceia mereu își impun să găsească soluții și calea cea dreaptă. Care e cazul care te-a impresionat cel mai mult? Cazul unei femei caporal, care de altfel a și fost nominalizată, Eliza se numește, la Premiul Nobel, pentru că venitul ei îl îndreaptă mereu către ajutorarea celorlalți. Are un salariu, ea este în armată, da? Este și mămică în același timp, trăiesc din salariul soțului pentru că salariul ei se duce mereu pentru ajutorarea celorlalți. Mi s-a părut minunată această poveste și am ilustrat-o în emisiunea Nu există, nu se poate. Da. Femeie de undeva, dintr-un sat, din Argeș? Bănuiesc că soțul nu e milionar. Deloc. Deloc. Asta pot, mă gândeam că poate și permite. Vezi acum în casa părinților, de acolo, cu găinile lor, cu livada lor, fără să fie vreo bogăție, da, vreo bogăție acolo, ci bogăția e în ei. Iată cum să nu admiri astfel de oameni și să n-ai ceva de învățat de la ei. Care sunt cele mai importante trei lucruri care contează cu adevărat pentru tine? Sau trei, nu știu, elemente? Copilul meu, pe locul întâi întotdeauna. Dragostea. Dragostea care e motorul vieții noastre și sănătatea, bineînțeles. Fără ea, ce mai putem face? Vedem astăzi. Este o perioadă care, sigur, în jurul sănătății se construiește, chiar dacă unii au încercat să facă și afaceri în spatele acestei povești și asta se întâmplă de când. Întotdeauna se va întâmpla așa. Evident. Acum nu putem să stăm pe loc pentru că se întâmplă. Și în război sunt unii care se îmbogățesc pe seama altora. Acum este un război. Este un război. Vom vedea cum vom ieși din acest război. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență astăzi la Mădălin Ionescu. Cu mare drag. A fost o plăcere. Ca de obicei. Și mi-a plăcut filmul pe care l-ați făcut. A fost foarte. La început chiar o să vă rog să mi-l dați și mie. O să ți-l trimitem și o să progresăm, o să facem și altele. Cum să zic, tot așa inspirate din viața ta, pentru că cu siguranță ne vom revedea. O să-l sun și pe Mircea Radu, că mi-ai vorbit de el și noi ne-am mai întâlnit, ne-am mai văzut și o să-l chem aici. Apropo de Mircea, ați fost colegi buni, nu? Foarte bun, da. Foarte bun. La știri. Așa am început. Prima mea venire. Și el a fost, la știri, el a fost aici. Un mare cuceritor și el. Nu, niciodată nu i-a trecut prin cap să abordeze. Noi am fost colegi buni și prieteni și suntem în continuare.
Nu am cum să ratez întrebarea asta. Pentru că îl știu. Da, asta e realitatea. Nu are rost să exagerăm. Să exagerăm bine. Încă o dată, numai bine. Succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc. Sunt curios cum va arăta hub-ul ăsta, pentru că e o chestie care mă interesează. Te voi invita cu plăcere. Da. Să rămână. Numai bine, sănătate și iubire și prietenii apropiați. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ați fost și în seara asta alături de noi. Ne-ați urmărit și pe internet, ne-ați urmărit și în fața micului ecran. Mulțumesc, Gentleman's Corner, pentru ținuta deosebită. Ne revedem mâine seară cu câteva invitate extrem, extrem de spumoase. Veți vedea despre ce este vorba. Nu vă spun. Vă veți menține curiozitatea până mâine seară. Rămâneți cu Metropola TV. Numai bine!